Doi bărbați au fost cuprinși de flăcări în timp ce încercau să ardă vegetația uscată dintr-o livadă. La fața locului a intervenit Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Răducăneni, aflat în subordinea UAT Răducăneni. Acordarea de prim ajutor medical și transportul victimelor a fost realizată de echipajul de terapie intensivă mobilă de la UPU Spitalul Sfântul Spiridon. În timpul deplasării la Iași, una dintre victime a decedat. Celălalt bărbat s-a ales cu arsuri pe 98% din suprafața corpului și, deși medicii au încercat să-l opereze în clinica de chirurgie plastică, pacientul a murit.